Doamna Veronica Sandul, femeia care se mândrește cu vârsta sa din buletin. Bună seara, doamna Veronica, și bine ați venit! Bună seara, Tatiana, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper că întâlnirea noastră va fi de folos și altor doamne. Cu mare drag, să sperăm! Mai întâi, de unde vine această dorință de a trăi frumos? Pentru că v-ați făcut de curând și vlogheriți, aveți un canal pe YouTube unde împărtășiți practic zilnic sfaturi pentru a trăi frumos și a fi fericit. Dorința de a trăi, dorința de viață, vine tot timpul din copilărie, fiindcă am fost educată în spiritul acesta de iubire de viață și de dăruire. De acolo și vine. Și pe parcursul anilor am făcut tot, mă bucuram de viață și dăruiam ceva din cunoștințele mele, din paharul meu plin. La când ați început să faceți vlogging? Ca vlogger am început să practic acum 3 ani. 3 ani? Da, și mi-a venit ideea când am fost o specie la copii în Canada și am văzut că este ceva frumos, ceva care fac femeile așa. De acolo și m-am inspirat și mi-am zis de ce nu, parcă simțeam așa că vreau să dărui, vreau să știe mai multă lume ce cunosc eu și nu numai că ce cunosc, dar să mă împart și cu alte femei, să le susțin, să le motivez, să fim solidare, pentru că viața e frumoasă. Cum ascultam pe doamna Ina și mă gândeam, criza după 40. Asta voiam să vă întreb, ai trecut prin aceste crize, doamna Veronica? Niciodată nu am trecut și așa mă gândeam, după 40, după 50, după 60. Tot timpul va fi criză, nu am trecut, fiindcă mereu eram ocupată, mereu făceam ceva, mereu eram activă, aveam un hobby și eram așa în mișcare și nu am simțit criză. Dar ați auzit că doamna Ina a recomandat acele exerciții care se fac în fața oglinzii, când trebuie să ne spunem că eu sunt frumoasă, că eu sunt deșteaptă, că eu merit tot ce este mai bun. Practicați și dumneavoastră acest lucru? Eu, ca de obicei, când, dar este ceva normal când sunt așa, astăzi mă scol cu dispoziție, mâine nu am dispoziție, mă uit în oglindă, acum nu cred, dar când eram vârsta, după 40, poate 50, mă sculam și mă uitam la mine, ziceam, miau, ziceam, și asta mă înviora. Dar de fapt, dacă de la vârsta de 30 de ani am început să fac sport, nu aveam când așa să... Mereu când mă scoam dimineața, mă străduiam să mă întind ca o mățară, să zicem, să-mi țin verticalitatea. Și desigur că ne tragem atenția, ne uităm în oglindă. Femeia după orice femeie, la orice vârstă, e bine să stea de veche. Să stea de veche și să conștientizeze metamorfozele care vin cu anii. Așa. Metamorfozele care au loc. Și când conștientizezi, atunci... Toate schimbările care au loc și din interior și din exterior, așa te motivează că tu observi, te observi pe tine însuți și nu tragi atenție, nu ești supusă prejudecăților. Și atunci te simți bine în pielea ta. Îți cauți metode cum să te simți bine, fiindcă dacă tu te simți bine, atunci celor din jur le emani iubire, emani dispoziție, bună dispoziție în familie, mama e dispusă, soția e dispusă, e foarte, foarte bine. Creezi în spațiu, în jurul tău, un spațiu luminos al iubirii. Fiindcă femeia e cea care emană dragoste, iubire, bunătate. Așa este. Și tot timpul trebuie să faci la orice vârstă, la orice vârstă, ceva care corespunde vârstei. Și care să-ți aducă fericire. Da, desigur că, fiindcă până la 35 de ani, până la 40,
Dacă să vorbim despre îngrijire... Stați, voiam să ajung acolo, că acele filmulețe pe care le faceți, în acele filmulețe oferiți extrem de multe sfaturi. Și am atras atenția că femeile țin cont de ele, ba chiar am eu două prietene care vă urmăresc. Mulțumim. Și care țin cont de acele sfaturi. Și acum vreau să vă întreb dacă vă recunoaște lumea pe stradă, dacă vă cere sfaturi atunci când vă întâlnește. A, desigur. Și cum reacționați? Eu când merg la sport, merg la plimbare, desigur că eu mă bucur pentru că doamnele acceptă sfaturile mele, că sfaturile sunt utile și mă bucur că ele se simt bine și sunt eficace sfaturile. De ce vreau să trag atenție că doamnele până la 35, până la 40, au un program de antirit, să zicem, de îngrijire, fiindcă doar de menținere. Dar când ajungem la o vârstă, trebuie să ne reprogramăm, să conștientizăm schimbările și să avem un program global anti-îmbătrânire, care să atragem atenția și la sănătate și frumusețea și interioară și exterioară. Și să fim noi înșine, să... și mici. Dar dumneavoastră de specialitate sunteți medic cosmetolog, da, adevărat. Unele femei susțin că aceste produse care le găsim în frigider acasă, așa cum le recomandați de cele mai multe ori, nu sunt de mare ajutor. Și mai bine să apelăm la, după o vârstă, la cele injecții, la cele tratamente invazive. Dumneavoastră ce părere aveți? Eu tot timpul am fost adepta produselor naturistice și eu socot că tot ce este în bucătărie, așa, tot ce este bun pentru sănătatea noastră interioară, este și pentru pele, fiindcă sunt active, sunt proaspete, le-am aplicat. Chiar și faptul că noi ne gătim o măsculiță acasă și o aplicăm, noi parcă ne alintăm pe noi. Da. Noi ne găsim fetița din noi, cei care ne dă, ne stimulează și ne ajută să fim ceea ce noi suntem. Chiar grija asta de noi, sunt la bucătărie, noi, dacă facem o măsculiță 5 minute, tu ai grijă de tine, tu te simți bine. Și desigur că toate produsele care sunt la bucătărie sunt proaspete. În moment le-ai făcut, în moment le-ai aplicat. Sunt foarte eficace. Desigur că nu o să fie rezultatul acel care când se folosesc injectările sau filerile sau botoxul, dar totuși este o acțiune mai de lungă durată, așa, permanent, trebuie să aplicăm ca și cum am mâncat. Dar noi nu putem să mâncăm o dată și să fim sătui. Așa și pielea cere îngrijire permanentă, chiar și dacă s-a făcut injectări. Pielea trebuie de îngrijit cu aceleași măști. Dar sunt produse la bucătărie pe care ar trebui să le evităm, să le punem pe față? Desigur, depinde de tipul de ten. Așa. Haideți să referim la ten gras și ten uscat acum. Un ten sensibil, un ten uscat, desigur că va evita citricile, va evita produsele care conțin acizi, chefirul sau iaurtul degrăsat sau smântâna dacă nu este proaspătă, mierea, drojdiile, fiindcă ele irită și descvamează tenul uscat, îl irită mai mult. Se poate de apelat mai mult la un căldănuș, la smântâna grasă proaspătă, uleiurile, dacă este vorba despre tenul sensibil. Tenul gras, acneic, are, să zici, mai multe oportunități, că putem folosi și argila, și același iaurt degrăsat, și aceeași smântână, și albușul. Adică este o diversitate, dar să fim atenți, dacă nu avem alergie și putem suporta produsul dat, nu e atât de greu să încerci. Ai aplicat pe partea interioară a antebrațului și simți. Cât faci ceva la bucătărie, îți merge produsul, testezi, nu-ți merge. Dar eu cred că orice mămică, orice femeie, dimineața când pregătește un terci, care se face ori pe lapte și se mai adaugă fructe uscate sau vreau să zic unt sau lapte, desigur, orice terci se poate de aplicat pe față timp de 5-10 minute. Cât și în momentul cât pregătești dejunul, ți-ai aplicat o mini-mască. Dar dacă măștile sunt mai complicate, mai, cu mai multe ingrediente, desigur că tragem atenție la fiecare ingredient.
Dacă ne merge, dacă nu ne merge, avem alergie sau... Să ținem cont de sfaturile specialiștilor, la dumneavoastră în acest caz, pentru că dacă nu cunoști, ai putea să faci mai mult rău decât bine te înduci. A, desigur, desigur. Adică când sunt produsele de la bucătărie, să fim precauți, să fim atenți ceea ce aplicăm pe față. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum începe o zi din viață cu toate ritualurile pe care le respectați cu sfințenie? Dimineața, în primul rând, când și recomand și la alte doamne, să ne ținem verticalitatea. Ne-am trezit, deodată să stăm așa, drepte. Da. Să simțim că noi ne-am trezit și ne îndreptăm. Și iată aceasta ne menține, deodată noi simțim că am pășit într-o nouă zi, ne bucurăm de viață, mulțumim că suntem în dispoziție. Desigur că numai decât dimineața un pahar cu apă pe stomacul gol, cu suc de lămâie sau cu apă oxigenată, dacă ați văzut din filmulețele mele. Și la vârsta mea, desigur că eu recomand în fiecare zi de aplicat o măsculiță. Eu, ca de obicei, mi-aplic ori din iaurt, ori din smântână, pe 2-3 minute cât. Fiindcă la mine tenul este sensibil, nu mă demachiez, nu mă spăl. Chiar așa cum m-am trezit, mi-aplic o măsculiță pe 2-3 minute, după aceea mă demachiez, mă tonizez. Iată, aici pe ecran, dacă vedeți, doamna Veronica, avem un filmuleț. Ce faceți mai exact aici? A, aici este un filmuleț unde o procedură antirit pentru ridurile de pe frunte. Așa. Cum se face masaj și desigur că această manevră puteți să o aplicați după ziua de lucru, când suntem obosiți, când suntem fruntea s-a încordat, când ne simțim obosiți și facem masaj spre rădăcina părului. Așa. Și vibrăm cu degețelele pentru a netezi, pentru a ne relaxa fruntea și vreau să vă zic că această manevră, aplicând în fiecare zi, ne detașează, ne relaxează și ne relaxează nu numai fruntea, dar tot organismul, fiindcă orice masaj, orice ce facem noi pe față, cu fața, unde sunt toate punctele vitale, ne aduce vitalitate. Și totodată ne înlătură și ridurile. Foarte, foarte bine. Așa, să continuăm cu rutina de dimineață. După ce am băut acel pahar cu apă, cu suc de lămâie sau miere sau apă oxigenată, ce facem? Aplicăm acea măsculiță. Și mi-am aplicat masca. 2-3 minute, orice, 2-3 minute, nu, dimineața nu-i timp să stai cu o mască jumătate de oră sau 20 minute. Minimă mască. După m-am mi-am tonizat, am șters-o, am spălat-o și după aceea ori cu cuburi de gheață îmi fac un masaj, ori am linguri în frigider, chiar în camera de congelare și cu lingurile pot să-mi fac să mă trezesc așa ochii, să-mi fac un masaj cu lingurile răcoritoare. După mi-aplic o cremă de hidratare și numai decât cremă de protecție. De regulă și sfătuie ca crema de protecție să se aplice în tot cursul anului, în dependență de factorul de protecție. Ea merge și ca hidratare, și ca protecție, și ca o bază sub machiaj. Un machiaj leger și la activități. Așa. Desigur că, înainte de aceasta, nu am spus că după ce am luat până la machiaj și iau fructe pe stomacul gol. Fructe pe stomacul gol până când fructele constituie micul dejun. Da. Orice fructe care sunt în bucătărie. Preferați fructele uscate sau cele proaspete? Proaspete. Nu mai proaspete, la sezon, să zicem. Și când se încep activitățile și undeva pe la 10-11 pot să iau dejunul, terciu. Terciu diferite. Și în timpul între mâncări, desigur că sticluța cu apă sau termosul cu ceai din plante medicinale este cu mine. Dacă merg la activități, dacă merg în oraș, dacă merg la sport, dacă unde ce n-aș face, tot timpul port cu mine sticluța cu apă și iarna și vara. Și masa o iau undeva în jurul 13, 14 până la 15, uneori 16, cum și când ajungem acasă. Și masa mea constituie mai mult din boboase și salate. Noi nu ne așezăm la masă dacă nu avem salate. Salată numai decât, la fel
din legume proaspete, la noi, de sezon. Acum și iarna poți să, să zicem, să îți procuri și leguminoase și fructe și legume să faci salată și mai mult boboase, fiindcă ca de obicei nu prea folosesc carnea, carne mai rar folosesc, dar dacă este vorba despre proteine boboase și ouăle, laptele, așa și cam așa. Ceara cum încheiați? În dependență când am luat masă. Dacă am luat masă la ora 16 sau la 15, în seara mai mult pot să iau un pahar de chifir, pot să-mi fac încă o salată, că seara nu prea, nu mâncăm aproape, să zicem, cina noastră, așa e foarte, foarte ușoară. Mai deosebi, tragem atenție la ori legume înăbușite, ori numai nu fructe. Am înțeles, da. Pentru că fructele sunt calorice și îngrașă. Da, fructele mai bine de luat în prima jumătate a zilei, fiindcă după ora 18 pancreasul nu poate să le prelucreze. Și cu vârsta, de acum și fermenții nu sunt mai inactivi, de aceea fructele le luăm dimineața, dar seara putem să repetăm o salată. Și neapărat și seara faceți o masculiță pentru față, nu-i așa? Da, dacă am avut activități, dimineața dacă am avut o masculiță de 2-3 minute, seara, desigur, după amiază, după masă sau seara, mă răsvăț așa pe 20 de minute, îmi fac o mască, mi-aplic o mască mai complexă. Și acum vreau să vorbim și să atingem acest subiect care este extrem de important, măștele pentru decolteu și pentru gât, pentru că observ că aveți un decolteu fără niciun rit. Te mulțumesc, este absolut admirabil, pentru că multe femei uită să aibă grijă de zona gâtului și zona decolteului, dar acestea se văd îmbătrânesc cel mai repede la o femeie. Cum să avem grijă de aceste zone? Da, desigur că decolteul și gâtul este o zonă mai sensibilă, mai dificilă, să zicem, pentru că în zona aceasta nu sunt glande care să ne mențină pielea și atunci numai decât trebuie măștile care le aplicăm pe față, sunt măști care le aplicăm și pe față, și pe decolteu și gât. Să nu uităm de aceste zone și numai decât, desigur, că să nu uităm exercițiile fizice, fiindcă cu vârsta noi lucrăm pe toate nivelele, lucrăm și cu mușchii, și cu oasele să le menținem sănătoase, și cu pielea. Și atunci toate în complex și aplicarea măștilor, numai decât și masajul, și măștile, și exercițiile fizice, ne vor menține decolteul și gâtul într-o stare bună. Fiindcă majoritatea doamnelor atrag atenție doar la față, zona, dar gâtul și decolteul uită. Și că dacă nu au timp sau nu le place să aplice o mască, că aici, desigur că cere puțin mai mult, mai mult timp și, să zicem, un disconfort, doar poate să se limiteze la un masaj cu ulei, automasaj. Se aplică o mască pe față, iar gâtul și decolteu și face un masaj uleios. Poate că nu sunt condiții acasă să-și facă o mască așa mai deschisă, dar este tot posibil să tragem atenție la zona gâtului și decolteu. Important să nu uităm de ele. Da, desigur. Din experiența dumneavoastră de medic cosmetolog, ce puteți să ne spuneți? Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac femeile de la noi, care duc la îmbătrânirea tenului, îmbătrânirea prematură? Cel mai des am întâlnit că fetele, chiar începând cu fetele, foarte multă cosmetică decorativă folosesc. Trag atenție la cosmetica decorativă și mai puțin la îngrijire. Asta e cea mai mare greșeală, fiindcă rutina de îngrijire este foarte importantă. Să îi ia mai mult timp decât aplicarea cosmeticii decorative, fiindcă cosmetica decorativă cere și o demachiere, cere și timp să ne remachiem, să înlăturăm, cere mai multă îngrijire, mai multă atenție. Doamnele care iubesc cosmetica decorativă, desigur că vor găsi timp și pentru a îngriji tenul, dar nu au timp și nu trag atenție. Sunt doamne care și nu se demachiază deloc. Desigur că asta e foarte gravă, nu? Da, desigur că. De ce cu vârsta femeia trebuie să fie îngrijită, nu
să-și camufleze imperfecțiunile, dar să le se îngrijească. Iată, se observă când femeia este îngrijită și când se ascunde personalitatea sa după un machiaj. Este foarte important să tragă atenția la rutina de demachiere, de dehidratare, hrănire, protecție. Și chiar dacă respecti rutina de îngrijire, îți permiți și îți faci și machiaj, nicio problemă, cât vrei tu. Dar dacă îți aplici machiaj, atunci ai grijă să te demachiezi și ai grijă și de îngrijire. O altă problemă pe care o comit... Femeile noastre puțin se hidratează, beau puțină apă, nu știu să bea apă, nu știu câtă apă trebuie. Hidratarea este foarte importantă și din interior și din exterior. Hidratarea este importantă pentru menținerea sănătății pielii, sănătății femeii. Dar cu vârsta să nu uităm că sunt și suplimente nutritive, nutricosmetice, care femeile trebuie să le folosească, pentru că pielea, vine, să zicem, sănătatea pielii vine din sănătate din interior. Și acest echilibru, această armonie între starea interioară, sănătatea interioară, frumusețea interioară, se reflectă pe piele. Tot este foarte important, respectarea celor 8 principii ale sănătății, nutriție, exercițiu fizic, iată am spus apă, stare de bine, fiindcă mai mult femeile își iau grijile altora. De ce femeia are riduri, apare riduri? Că ea duce grija lumii, așa să zicem. Ea trebuie să aibă grijă de ea. Dar când femeia are grijile și altora, desigur că o să apară și riduri, și încruntări, și așa, o povară, să zicem, își încarcă grijile și altora. Și desigur că dacă femeia își găsește, își face un program de frumusețe, un program de anti-îmbătrânire, chiar își îl fixează undeva. Ea știe ce face astăzi, ce va face mâine. Desigur că asta tot aduce nerespectarea unui regim, o rutină, aduce la apariția ridurilor, a îmbătrânirii. Dar iubirea față de viață, acceptarea momentului prezent. Uite, fiecare zi să fie ca o bogăție. Atunci femeia este și mai relaxată, că ea trăiește în prezent. Ea se bucură de momentul prezent. Și atunci ea conștientizează că ea există, ea e prezentă aici și acum, ea face ceva pentru sine și pentru cei din jur. Foarte multe femei, din păcate, se neglijează pe ele și nu își acordă suficient timp îngrijirii personale. Recomandați-ne acum o măsculiță, o mască pentru față extrem de simplă, din foarte puține ingrediente, pe care femeile să-și o facă chiar în acest moment, privindu-ne pe noi. Chiar în acest moment, eu sper că la fiecare în casă acum sunt căpșunele. Așa. Și să se demachieze. Dacă este pielea sensibilă, să aplice ulei, orice ulei vegetal, dacă nu este ulei de măsline, chiar și de floarea soarelui, și o jumătate de căpșunică să-și facă un masaj pe toată fața, pe gât, pe decolteu, și undeva 5-10 minute o să fie și o exfoliere, și o hrănire, și înălbirea tenului. Eu sper că o să le placă la toate femeile cu toate tipurile de ten. Mulțumim foarte mult pentru sugestie și acum dați-le câteva sfaturi femeilor care mereu zic că nu găsesc timp pentru ele. Să se iubească pe sine și să fie prieteni cu timpul, să-și găsească timp, să-și dorească, să aibă grijă de ele și pentru a să se simtă în pielea sa foarte, foarte bine, să se simtă în pielea ei și să găsească anumit timp și să spună că ăsta e timpul meu, ăsta e pentru mine. Și sper că fiecare femeie merită să găsească timp pentru fiecare. Fiecare femeie merită să găsească timp pentru a se îngriji, pentru a aplica o mască, pentru a se uita în oglindă și să-și spune, să-și placă de sine.
Să se placă și să se placă, da. Să se placă și să se bucure și să descopere, să se descopere pe sine. Să-ți în fiecare lucru mic. Nu, doamna Veronica? Da, desigur. Doamna Veronica, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi în această seară și ați oferit sfaturi de frumusețe a femeilor. Mulțumesc mult pentru invitație și sper că sfaturile noastre să fie utile pentru toate femeile, pentru toate vârstele. Să le motivăm, să le susținem, să le dăm o speranță că viața este frumoasă. Așa să fie. Dragi femei, iubiți-vă la orice vârstă, să aveți o seară minunată și numai bine!